Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre sursele de lumină. Lumina este acea radiație electromagnetică ce poate fi văzută, percepută de ochiul uman. Corpurile care emit lumină se numesc surse de lumină. Obiectele care împrăștie lumina pe care ele o produc se numesc surse primare de lumină, iar cele care împrăștie o parte din lumina pe care o primesc de la o sursă primară se numesc surse secundare de lumină. Există o mare varietate de surse de lumină, dintre acestea, soarele, fulgerul, licuricii sunt surse primare naturale de lumină, pe când becul electric sau ecranul unui calculator sunt surse primare artificiale. Soarele este principala sursă de lumină și căldură pentru viața de pe Pământ. Energia sa luminoasă și termică este datorată unor reacții nucleare care au loc în nucleul său, și anume fuziunea nucleară a hidrogeniului în heliu. Înainte de ploi sau furtuni, datorită frecării curenților de aer cu particulele de gheață și picăturile de apă din nori, se formează în aceștia zone cu încărcătură electrostatică negativă și pozitivă. De regulă, stratul superior al norului se încarcă pozitiv, iar cel inferior negativ. Fulgerul este un arc electric luminos care apare în urma unui proces de descărcare electrică între nori încărcați cu sarcini electrice diferite. Becul electric produce lumină la trecerea curentului electric printr-un filament. Filamentul incandescent este realizat dintr-un fir metalic, de obicei wolfram, care are un punct de topire ridicat și devine incandescent la trecerea curentului electric prin el. Balonul de sticlă din care este construit becul este vidat pentru a preveni oxidarea filamentului și pentru a limita supraîncălzirea. Licuricii, în timpul nopții, emit o lumină intermitentă în partea din spate a corpului. Această lumină este datorată unor reacții chimice care au loc între diferite substanțe din corpul licuriciului în prezența oxigenului, rezultatul fiind o lumină rece. Focul este rezultatul unei reacții chimice numită combustie sau arderea unor combustibili. Focul emite atât căldură cât și lumină, deoarece reacția chimică care produce flăcări este exotermă, adică prin ardere se liberează mai multă energie. El este o sursă naturală primară de lumină, de exemplu în lava unui vulcan, sau o sursă artificială primară de lumină când este produs cu ajutorul unui chibrit. La finalul acestui material, aș dori să faceți următoarea aplicație practică. Conectați la o lustră, pe rând, un bec cu filament și un bec LED, adică Light Emitting Diode. Notați pe o foaie de hârtie ce ați observat referitor la lumina și căldura emisă de cele două becuri. Vă urez succes!